seara, Rădica, bună seara celor de acasă. Vreau să vă spun doar un lucru. Toată vara aceasta ea a muncit ca o albinuță. Nu s-a odihnit în zone exotice, nu a fost la mare, nu s-a odihnit la soare, dar a muncit pentru primul ei videoclip, care astăzi urmează să-l lanseze. O am alături de mine, radiază de fericire, dar și de emoții în același timp. Bună seara, cum te simți? Bună seara, mă simt foarte emoționat. Iată, mâinile chiar mi s-au transpirat un pic. Iată, emoții, nu? Sigur că da. Este primul tău videoclip. Este prima mea lansare așa oficială, când adun foarte mulți oaspeți, când iată fac cu mass media, cu tuturor, adică cu foarte multe lume. Așa, spune-ne, povestește-ne despre câteva din secretele acestui videoclip. Este un videoclip despre iubire, am înțeles că, nu? Da, sigur, este un videoclip despre sinceritatea, când piesa în limba rusă, care se numește Nastoyashii, despre adevărați, despre emoții și dragoste sinceră. Și ești tu protagonista acestui videoclip? Da, sigur, m-am filmat eu, mie îmi place să mă filmez, mi-mi place tot ce e legat cu camera, mai scurt, eu sunt protagonista, am și partenerul meu, care este model vestit la noi în Moldova, cât și, cred, mai mult multe țări. Văd că au venit foarte multă lume, sunt prietenii tăi. Cine mai este aici în această seară lângă tine care te susține? Sunt prietenii mei, sunt părinții, dar trebuie să mai vină încă și încă, adică așteptăm că în curând trebuie să ies în scenă, trebuie să fac prezentare, da. Ai emoții? Da. Vă spun așa, pe secretul, sigur că. Dar știți cum? Zâmbesc, mă țin foarte așa încrezut în mine și nimeni nimic nu știe. Ai mai pregătit și careva surprize pentru cei de aici? Da, sigur, am pregătit și un mini bonus de la mine, am mai filmat încă și ceva. Adică mai ai o surpriză pentru ei? Da, mai am o surpriză, dar deja o să vedem ce o să iasă din asta. Ok, eu mor de nerăbdare să văd videoclipul tău și cu siguranță toți cei de aici abia așteaptă să-l vadă. A venit acolo mai mult. Cine a venit? Și a venit și Anton Dragoza și iată Diana Botnarienca, care din echipa mea. A venit toți să te susțină. Da, da, sunt foarte mulți și vreau să mai vină toți, chiar toți care mi-au propus, mi-au promis că o să fie alături de mine. Vă mulțumesc mult. Eu urmează să filmez aici un reportaj foarte frumos pe care mâine o să vi-l prezint și nu te rămâne decât să o admirăm pe Sasha Leti cu primul ei videoclip din această seară. La revedere, să aveți o seară cât mai frumoasă!